Dacă imaginea va fi puțin scuturată, să nu vă speriați, azi testăm un Amarok de la Volkswagen cu ocazia venirii în Oradea a caravanei 4Motion. Am fost invitat să testăm această bestie, nu pot să o numesc altfel. Mașina asta mă face să-mi cumpăr 50 de hectare de pământ, să-mi cumpăr un tractor agresiv, să-mi cumpăr o fermă și să merg cu mașina asta, să-mi vizitez terenurile și muncitorii. Mașina asta te va face două lucruri. Ori vei deveni un constructor adevărat și îți vei căra utilajele în spațiul pe care l-ai în spate, în platforma respectivă, care e absolut gigantică. Ori dacă nu vei deveni constructor, v-am spus, sigur vei deveni fermier. Mașina asta te face să te duce la un nou nivel. Asta e senzația pe care mie mi-o dă. Mă simt extraordinar în ea. Am fost invitat să merg să mă distrez puțin cu ea și prin împrejurimi pe teren accidentat, să facem 4x4, însă din păcate plec din țară și timpul nu-mi permite și mai am de testat o mașină. Dar ce vreau să vă spun despre mașină e foarte confortabilă. Pentru o mașină utilitară ai extraordinar de mult confort. De asemenea, calitatea materialelor este deosebită și acum nu vorbesc de piele, nu vorbesc de aluminiu, vorbesc de acest plastic pe care îl avem aici, care este foarte rezistent. Tot plasticul și acesta de aici este extrem de rezistent și își va face treaba foarte bine în timp. Wow, tocmai am trecut peste dita mai bordura și în mașină te simți ca într-o barcă. Este extraordinară, vă spun sincer. Aș putea să am o astfel de mașină în fiecare zi în oraș. Vă spun sincer, aș putea să merg în fiecare zi cu ea în oraș și, nu știu, mi se pare extraordinar. Ia să vedem ce consum avem. Sunt curios de consum. După aia vă spun dacă aș putea să merg cu ea în fiecare zi în oraș. Avem consum de 11. Să zicem că consumul ar putea să fie undeva la 10, pentru că în test drive oamenii dau blană la mașină, cum mi-am făcut și eu. Trebuie să folosesc un limbaj specific acestui tip de mașină. Bărbații au talpă grea și apasă puternic pe accelerație, așa că un consum de 11 este decent. Ținând cont că în spate poți să-ți cari casa și nu lucrurile din casă, poți să-ți pui casa în spate, așa de mult spațiu ai pe platforma respectivă. În rest, ce pot să spun, avem o mașină care se conduce extrem de bine, direcția merge mult mai ușor ca și la Audi A4. Avem o mașină frumoasă, asta e tot ce pot să spun despre ea, o mașină care îmi place foarte mult. Singura problemă, vedeți cum nu încap oamenii de noi pe stradă. Dar nu-i problemă, putem să o luăm peste borduri, putem să trecem peste ei. N-avem nicio problemă într-o astfel de mașină. Astfel de mașină va face străzile din România locul perfect pentru o distracție. Pentru că de obicei mor de ciudă când ai în gropi și ai impresia că mașina ta se rupe toată, însă cu astfel de mașină, practic, o duci în mediul ei, mediul creat pentru ea. Și în România ar trebui să fie subvenționate mașinile astea, vă spun sincer. Îmi place foarte mult și accelerează foarte bine. Pentru o mașină atât de mare, frânele sunt de asemenea extraordinare. Și băieții cu mașinile mari, uite, ne fac semn să intrăm. Salut! Deja simt că comunic cu o altă categorie de oameni în trafic. Avem motor de 2 litri pe ea, ceea ce îmi place foarte mult, deoarece nu trebuie să plătim taxe mari pe un astfel de motor. O luăm tot în față. Sunetul lui e extraordinar, e singura mașină în care vreau să aud sunetul motorului. Cred că doar în genul ăsta de mașini și mașinile sport vrei să auzi motorul cât mai bine și l-auzi destul de bine, nu este prea insonorizată. Sau pur și simplu se aude motorul, nu neapărat vântul și așa nu se aude prea tare în mașină, însă motorul se aude destul de mult. Să vedem pe unde avem un drum mai... E foarte confortabilă mașina asta, vă spun sincer. Doar pentru că e o mașină mare, nu mă aștept neapărat să fie confortabilă. Însă ea chiar
este. Și îmi place foarte mult. Are câteva moduri interesante. Unul dintre ele este mod off-road, în care mașina îți urcă singură pantele, nu trebuie să apeși pe nimic. Cu mașina asta ai și avantajul, cel puțin eu, că pot să văd locuri din oraș care până acum n-am avut ocazia să le văd. Nu vă dați, poate imaginea se mișcă groaznic, însă nu vă puteți da seama cât de confortabilă continuă mașina să fie, ținând cont de aceste gropi și de drumul, care, nu, cum zic, nu este foarte rău, însă este destul încât eu să nu pot intra cu mașina mea pe aici. Motorul și te bagă în scaun, iar frânele sunt perfecte. Accelerează extraordinar. Am pus modul off-road de aici și în viteza întâi mașina merge fără să apăs pe nimic. Și panta, vă spun sincer, e foarte abruptă. Nu știu dacă se vede în spate să filmezi, însă panta chiar e abruptă și mașina merge, nu ții nimic nici pe accelerație, nici pe nimic. Pentru cei care nu vor să piardă controlul mașinii, pur și simplu lași mașina să-și facă treaba ta. Iar băiatul care mi-a dat un test drive zicea, dacă vrei te dai jos din mașină și te plimbi pe lângă ea, mașina va merge singură. Foarte tare.